Bună ziua! Mă numesc Pellegrini Lila și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 6-a, probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în mulțimea numerelor întregi. Să începem cu niște exerciții simple, care este efectiv de aflare a unui număr dintr-o operație. De exemplu, suma dintr-un număr întreg și 130 este minus 15. Determinați numărul întreg. Dacă notăm numărul necunoscut cu x, obținem ecuația pe care o vedeți alăturat și dacă rezolvăm această ecuație, ne dă minus 145, adică numărul pe care l-am căutat este minus 145. În al doilea exercițiu avem o diferență. Deci diferența dintre 59 și un număr întreg este 19. Și aici puteți să încercați să scrieți prima dată singuri ecuația. Și acum vă puteți verifica, 59 minus x este 19. Dacă rezolvăm această ecuație, ne dă că numărul este 40. Deci numărul pe care l-am căutat este 40. O altă operație, să mergem de data asta pe împărțire, câtul dintre un număr întreg și 8 este minus 3. Determinați numărul întreg. X împărțit la 8 e minus 3 și de aici dacă aflăm de împărțitul, desigur că ne dă minus 24. Problema 4 deja presupune două operații, pentru că ne cere să aflăm tot așa un număr întreg, dar spune triplul numărului mărit cu 5 este minus 7. Ne aducem aminte că triplul unui număr este de 3 ori x. Dacă numărul necunoscut îl notăm cu x, atunci această ecuație devine 3x plus 5 egal minus 7 și dacă rezolvăm această ecuație, ne dă că numărul necunoscut este minus 4. Dar ne putem întreba care sunt etapele de rezolvare a unei probleme de matematică, problemă care conduce la ecuații. Și o variantă ar fi să ne gândim la următoarele etape. Primul rând este să identificăm datele din enunț, datele atât cunoscute cât și necunoscute. După ce am identificat datele, să notăm necunoscuta și să încercăm să exprimăm anumite relații dintre datele cunoscute și cele necunoscute, cum a fost înainte că triplul unui număr este 3x. După ce am reușit să stabilim aceste relații, să încercăm să scriem ecuații, adică să transcriem în limbaj matematic informațiile care apar în textul problemei. Dacă deja avem o ecuație scrisă, atunci desigur încercăm să o și rezolvăm. După ce rezolvăm ecuația, interpretăm soluția și formulăm răspunsul. Și este foarte util să și verificăm soluția obținută după ce am terminat rezolvarea întregii probleme. Să vedem acum acești pași aplicați concret pe o problemă. Problema este suma a trei numere impare consecutive este minus 33. Să determinăm cele trei numere. Păi primul pas este să identificăm elementele cunoscute și necunoscute. Păi odată știm că avem trei numere impare consecutive și mi se dă că suma e minus 33. Noi decidem care este necunoscuta. Eu propun ca să notăm cel mai mic număr dintre cele trei cu n și atunci înseamnă că cele trei numere, din moment ce sunt numere impare consecutive, vor fi n, n plus 2 și n plus 4. Să încercăm să scriem ecuația. Păi ecuația înseamnă că suma acestor trei numere este minus 33. Adică suma celor trei numere e minus 33. După ce am scris ecuația, încercăm să o rezolvăm și observăm că dacă scăpăm de paranteze, facem operațiile și grupăm cele cu n pe o parte și necunoscuta pe partea cealaltă, obținem că n egal minus 13. Adică
Putem să spunem că cele trei numere sunt minus 13, minus 11 și minus 9. Și putem verifica rezultatul. Într-adevăr, suma acestor trei numere ne dă minus 33. Să aplicăm acum acești pași la niște probleme. Să începem cu ceva simplu. Un bilet la cinema costă 18 lei, un bilet la teatru, e puțin mai scump, costă 45 de lei. Întrebarea este, câte bilete de teatru se pot cumpăra cu suma plătită pentru 5 bilete de cinema? Aici sunt datele problemei, am notat cu x necunoscuta și am scris ecuația, adică 5 ori 18 îi x ori 45. Și dacă rezolvăm această ecuație, ne dă că putem cumpăra chiar două bilete de teatru. O altă problemă clasică pe care ați întâlnit-o și în clasa 5-a, dar acum putem să o rezolvăm cu ecuații, este dacă în fiecare bancă a unei clase se așează câte 2 elevi, rămân 3 elevi în picioare, dacă se așează câte 3 elevi, rămân 4 bănci libere. Câte bănci și câți elevi sunt în clasa respectivă? După cum vedeți necunoscută, aici am notat număr de bănci. Și atunci am exprimat numărul de elevi, ținând cont de cele două informații. Adică prima informație este că în fiecare bancă stau 2 elevi, plus am 3 elevi în picioare, deci de aici am obținut 2x plus 3. Iar a doua informație, pornesc de la îmi rămân 4 bănci libere, adică doar x minus 4 bănci sunt ocupate, dar în fiecare din aceste bănci stau câte 3 elevi. Din moment ce numărul de elevi am reușit să-l exprim în două modalități, egalez cele două și rezolv ecuația. Obțin x egal 15, adică avem 15 bănci și numărul de elevi e 33. Și desigur se poate verifica dacă aceste numere, înlocuindu-le în problemă, verifică sau nu. O să verifice. O altă problemă mai tehnică. Media aritmetică a numerelor 15, 21 și 18 și un număr necunoscut este cu 2 mai mare decât media aritmetică a numerelor 15, 21 și 18. Calculați numărul necunoscut. Păi prima dată exprimăm media aritmetică a celor 4 numere, care știm că este suma celor 4 numere împărțit la 4. Pe urmă exprimăm media aritmetică a celor 3 numere, care înseamnă suma lor împărțit la 3. Și acum ținem cont că mi se dă că media aritmetică a celor 4 numere este cu 2 mai mare decât media aritmetică a celor 3. Adică media aritmetică a celor 4 numere este cu 2 mai mare decât media aritmetică a celor 3. Rezolvăm această ecuație și ne dă că x este 26. Deci numărul cerut este 26. Putem, desigur, pe urmă să înlocuim acest 26 în enunțul problemei și să verificăm dacă dă sau nu, dacă satisface condițiile. Satisface. O altă problemă clasică, care în clasa 5-a se rezolva cu metoda mersului invers, acum deja putem să o rezolvăm cu ecuații, dar și ecuațiile se pot rezolva cu metoda mersului invers. M-am gândit la un număr, l-am împărțit cu minus 4, observați aici e pasul, din cât am scăzut minus 8, aici este acel, am scăzut minus 8, la jumătate din diferența obținută, adică diferența obținută este aici, și jumătate din diferența obținută, am adunat minus 5, deci aici este acel adunat minus 5, rezultatul obținut l-am înmulțit cu 2, adică tot rezultatul obținut l-am înmulțit cu 2 și am obținut minus 18. Care este numărul la care m-am gândit? Ecuația arată astfel și când ne apucăm să o rezolvăm, eu recomand metoda mersului invers, adică întotdeauna ultima operație, încercăm să scăpăm de ultima operație. Adică, care număr înmulțit cu 2 ne dă minus 18 și ne-a dat că e minus 9. Care număr adunat cu minus 5 ne dă minus 9. Am aflat că e minus 4.
care număr împărțit cu 2 ne dă minus 4. Și mergând pe această idee, se pare că numărul la care s-a gândit băiețelul nostru este 64. Și acum să încercăm să îmbinăm puțin matematica cu elemente de cultură generală, cu fizica, de exemplu. Bănuiesc că recunoașteți pe Einstein, domnul din figură, și să vedem o problemă de matematică despre el. În problema mea de matematică o să vă întreb în ce an a primit premiul Nobel Einstein pentru fizică. Pentru a putea să răspundem la această întrebare, avem aici o problemă. Adică, dacă înmulțim opusul anului decernării premiului Nobel cu 4, din produs scădem 39, diferența o împărțim la minus 5, vom obține un număr egal cu diferența dintre 1500 și minus 29. Problema seamănă foarte mult cu cea precedentă, trebuie să încercați să scrieți ecuația. Ecuația arată în felul următor, s-a notat cu A anul în care a primit Einstein premiul Nobel pentru fizică. Aici este doar o anecdotă despre Einstein pentru a și zâmbi puțin. Și acum ar trebui să rezolvați această ecuație. Aveți aici rezolvarea și după ce rezolvăm ecuația, ajungem că Einstein a primit premiul Nobel în anul 1921. Aici aveți două fapte interesante. În 1921 n-a fost prima dată când el a fost nominalizat pentru acest titlu. A avut cel puțin 10 nominalizări anterioare până când în 1921 a primit premiul Nobel. Un alt om celebru, om de știință, despre care vom învăța și la matematică, este Pitagora. Pitagora a trăit înaintea lui Hristos, a fost și filozof și matematician grec și aici avem o problemă despre anul nașterii. După cum observați, nu am completat anul nașterii. Avem problema, știați că dacă triplul anului nașterii lui Pitagora îl adunăm cu 93, rezultatul obținut îl împărțim la 3 și noul rezultat îl mărim cu 9. Vom obține același număr ca și dublul anului nașterii savantului mărit cu 610? Aici este ecuația, sper că și voi ați scris-o la fel. Și dacă rezolvăm această ecuație, obținem că s-a născut în anul minus 570. Și după cum vedeți, apare și pe imagine anul nașterii 570. Teorema lui Pitagora o să învățăm și noi în clasa 6-a despre teorema lui Pitagora. Deci, a fost formulată pentru prima oară în Babilon. Teorema a fost cunoscută cu mult înainte, dar se spune că Pitagora a fost primul care a reușit să o demonstreze. Și acum, ca și temă, alți doi oameni celebri, nu știu dacă recunoașteți acest domn, este Isaac Newton. Ați auzit de el la fizică, garantat. Pentru că el a rămas celebru datorită teoriei atracției gravitaționale și pe seama lui Newton erau tot așa destul de multe anecdote, cum au fost și cu Einstein. Și aici avem o problemă, dar de data asta despre vârsta la care a murit savantul, câți ani a trăit savantul. Și o să vă rog, ca și temă, să încercați să scrieți ecuația și să o rezolvați. Desigur, vă puteți verifica și prin această scădere, dacă v-a dat sau nu bine vârsta lui Newton. Și o anecdotă mică, poate ați auzit-o de ea, când trebuia să-și fiarbă un ou.
Newton a reușit să pună ceasul la fier și oul îl ținea în mână, pentru că era în permanență preocupat de gândurile științifice, de descoperirile pe care urma să le facă. Și încă o problemă ca și temă, de data asta mergem în istorie. Da, e Cristofor Columb, cel care a făcut nenumărate călătorii și a ajuns peste oceane. Și aici este un citat din Wikipedia, dar e vorba despre a treia sa călătorie, unde vedeți că nu am completat anul. Deci a pornit în 30 mai, dar nu știm în ce an. În această călătorie a folosit sintagma că a găsit o lume nouă, necunoscută europenilor, și ca să vedem și problema, aici avem problema. Știați că dacă la jumătatea anului în care Columb a plecat în a treia sa călătorie adunăm minus 800, obținem rezultatul minus 51? Care este anul în care Cristofor Columb a plecat în a treia sa călătorie? O să vă rog să scrieți ecuația și să o rezolvați. Aici la Columb este un citat, pentru că consider nu numai marea ne dăruiește speranțe, și învățarea ne dăruiește foarte multe speranțe. Mă bucur că am avut ocazia să învățăm împreună. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne revedem la o altă resursă. Vă mulțumesc! La revedere!